Eu am fost o perioadă mai gras, am avut 106 kg. Am scos din gură slănina, am pus-o în buzunar și am zis că am să o mănânc acasă. Asta e groaznic, Doamne ferește! O întrebare cam complicată pentru mine, nu știu cum să zic. Alexandru Pleșca, mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp. Știu că actorii sunt tare ocupați. Da, bună ziua, chiar am reușit cu greu, dar am reușit să ajung la voi și mă bucură faptul că sunt pentru prima dată și sper să iasă un interviu interesant. Nu știu, o să repun un efort, da. Și nu ultima. Sper, da. Noi te mai chemăm, important, să vrei să... Să vrem ce o să iasă după, da. Simt o presiune deja. Nu, tot e ok. Chiar am vrut să te întreb, cum arată programul tău zilnic? În primul rând vreau să zic că chiar sunt foarte încărcat. Se începe la 6 dimineața în momentul când mă trezesc. Fac micul dejun pentru mine, câteodată reușesc să-l fac și pentru Petra, dacă nu îl face mama Petrei, Luminița. La 7, undeva jumate, ieșim din casă, o duc pe Petra la școală pentru că ea învață la liceu Ciprian Porumbescu cu profil muzical. După care, desigur, merg la o sală de forță, unde încerc să fac un pic de sport. Așa, da? Foarte bine. Da, și după care merg la un liceu unde sunt angajat ca și profesor, predau art actorului. Așa. După care merg la repetiții la teatru, după care merg la Academia de Arte, unde sunt și acolo în calitate de lector universitar, predau arta vorbirii scenice. Seara, mai spre seară, iar repetiții și seara deja spectacole, câteodată după spectacole iar mai avem repetiții, în sensul că ies tare dimineața din casă și ajung foarte târziu iarăși acasă. Cam într-un fel este un program destul de încărcat. Nu pot să zic că am o agendă unde să zic la ora asta fac cu tare, la ora aia cu tare, pentru că tot e un haos frumos, să zic așa, da. Chiar voiam să te întreb, tu vorbeai de repetiții. Un actor trebuie să facă zilnic repetiții, adică când e vorba de o piesă pe care ați jucat-o de 10 ori, oricum, înainte, trebuie să faceți repetiții. Sigur că da, mai ales dacă sunt spectacole unde avem foarte multă mișcare, dansuri, piese muzicale pe care trebuie să le interpretăm. Evident, în momentul când eu trebuie să cânt, cel puțin vocea trebuie să mi-o încălzesc și e nevoie de acele repetiții sau cel puțin dacă avem undeva unde trebuie să dansăm, iarăși trebuie să repetăm, dar tot timpul, chiar și textual, noi cu colegii trecem textul înainte de spectacol și da, e nevoie de repetiții, altfel dacă nu repeți înseamnă că ești un fel de amator. Cineva zicea, un artist mare zicea că dacă nu repet o zi simt eu, dacă nu repet două zile simte soția și dacă nu repet trei zile simte publicul. Așa. Deci un artist, un actor în primul rând trebuie să repete zilnic, altfel, cum ziceam, devine amator. Așa. În ce roluri te regăsești mai mult? Dramatice sau comedie? În toate. În toate. Cum să zic? Da, e o întrebare cam complicată pentru mine. Nu știu cum să zic. Depinde. Dacă, de exemplu, astăzi iarăși am un spectacol, joc 12 scaune, acolo este, zicem așa, o comedie, îl joc pe Ostap Bender, un... Deci însuși spectacolul este așa, să zic așa, o comedie, da. Și mă programez de dimineață să pot intra în pielea acelui personaj, adică să mă simt bine, să am dispoziție, ca atunci când ajung pe scenă să fiu, ca zic așa, ca peștele în apă. În momentul când am o dramă, de exemplu, nu știu, ca și spectacolul Crum, tot încerc de dimineață să mă pregătesc, să văd care sunt problemele acelui personaj, care este de fapt tema spectacolului. Mă pregătesc practic toată ziua și, cum să zic, mă simt bine în practic și un artist trebuie să se regăsească în toate genurile de teatru, de spectacole. Da. Dar nu vi s-a spus vreodată, poate cineva v-a spus că, uite, mai bine îți stă... Așa. Sigur. Mie mi se pare că tu, nu știu, sper să nu te super, că ai o față care ți se potrivește în comedie. Nu știu de ce. Mi s-a mai zis asta. Expresivă.
Știi, sunt foarte mulți actori care practic toată viața lor au jucat în comedii, dar visau să joace roluri, cum să zic eu, dramatice. Dramatici. Să-l joace pe Hamlet, să-l joace, nu știu, pe Otello, dramaturgie din asta așa mai, cum să zic eu, mai... mai importantă pentru tine și da. Mi s-a zis și mie de multe ori, multă lume mi-a zis că mă văd cumva pe mine în spectacole din astea așa mai comice, mai în stil de comedie. Am jucat mult timp, să zicem, în așa stil, parcă aș vrea să încerc și altceva. De fapt și încerc și într-un fel cel puțin eu simt. Poate dintr-o parte, în momentul când sunt pe scenă, pare cumva comic, dar eu cel puțin vreau să încerc și latura asta. Da. Cel mai complicat rol de până acum, care crezi că a fost? Nu știu. Sau dacă... greu pentru tine? Ai simțit tu că nu ți se potrivește sau că trebuie să... Nu, de potrivit, cum să zic, toate se potrivesc într-un fel, pentru că chiar dacă de la început ceva nu ți reușește, te chin însuși până ajunge la a crea acel personaj, evident că toți actorii se chinuie, încearcă să caute și asta e un chin frumos, să zic așa. Cauți, vezi ce a zis autorul despre acest personaj, ce a zis alte personaje despre personajul tău, deci într-un fel așa se creează și una la mână. Doi la mână, cred că personajul trebuie să-l cauți și în stradă. Iată cum crezi, cum a scris autorul și cam care ar fi prototipul viu al personajului tău. Și atunci faci conexiune, cam așa ar trebui să fie. Pentru că dacă îți creezi, cum să zic eu, personajul doar din cuvintele autorului, este cam, cum să zic eu, după părerea mea, poate cineva să mă contrazică, este așa destul de rigid, să zic. Și este un lucru greu, dar frumos. Și dacă aș zice așa, care este mai greu, care este mai ușor, toate sunt grele, toate sunt ușoare, mi-a fost mai greu, într-un fel mai greu, pentru că asemenea gen de personaje nu prea mi-a reușit să fac în spectacolul Crum, în montarea Luminiței Țicu. Este vorba despre un băiat de 39 de ani, care este cumva mai mare decât mine, vârsta mea. Este un băiat care vrea să scrie, se visează poet, dar până la urmă nu mai poate să scrie. Maică-sa tot încearcă cumva să-i zică, uite, tu trebuie să faci ceva în viața ta, n-ai făcut. Cumva eu mă regăseam într-un fel pe alocuri în acest personaj, dar mi-a fost mai greu, pentru că toate personajele mele erau așa mai de comedie până atunci. Și atunci a fost chiar, cum să zic eu, m-am apucat cu taurul de coarne, într-un fel. Și nu știu dacă mi-a reușit, dar țin mult la acest spectacol și la celelalte, sigur, evident. Tot timpul țin la spectacolul care, iată, îl joci acum, la care lucrezi acum. Iată, tot timpul așa se întâmplă. În momentul când ai material nou, când este un regizor și ai un personaj mai ales care îți place și care ți se potrivește mănușa, atunci crezi că în momentul ăla ăsta este personajul la care simți și care ții cel mai mult. Așa. Teatru sau film? Vrei să joci în filme sau ți-ar plăcea să... Am avut o mică experiență de film, să zic că da. Am făcut ceva, niște scurtmetraje, ceva mai de mult. Film așa de lungmetraj n-am avut posibilitatea în care să mă filmez. Nu știu, și de asta nu pot să zic dacă e teatru sau film, film sau teatru. Evident că acum este teatru și îmi place foarte mult. Dacă o să am o experiență mai bogată în ceea ce se numește film, cred că aș putea să vă zic și să compar. Deocamdată la acest nivel, în general în Republica Moldova, cam șchiopătează și asta sperăm și... cel puțin să se pornească. Adică avem foarte buni actori de teatru care s-ar potrivi și în film și care vor să se filmeze. Vedem că, de fapt, iată, chiar în România se face foarte mult film și, din păcate, nu avem o conexiune, nu avem nicio tangență cu ceea ce se întâmplă, cu toate că la câțiva kilometri da, și am putea să mergem. Dar, iată, este o ruptură. Sperăm să se pornească și aici, în zona asta noastră. Asta și era următoarea întrebare. De ce în Moldova nu se fac filme? Pentru că sunt foarte mulți actori talentați. E adevărat. Sunt și regizori. Regizori, da. Sunt și regizori, sunt și... cred că. Da, cred că asta este cea mai mare problemă. În primul rând, cineva să vină și să zică, uite, vreau să aloc niște bani. Cu toate că, cum să zic,
Nu pot să zic că nu se face. Se fac filme de scurtmetraje, sunt foarte multe, studenții fac, încearcă și sunt filme chiar foarte bune, aș zice eu. Dar, da, în primul rând, partea financiară este cea mai mare problemă. Pentru că atunci când și un actor se filmează, vrea cumva să fie remunerat pentru, pentru lucrul său, în sensul ca să nu fie doar, iată, vin și hai să facem pe gratis. Deseori se întâmplă când actorii se filmează pe gratis, cu speranța că peste ceva timp o să vină cineva cu bani mulți, o să fie luat un film și o să fie remunerat după merit. Deocamdată este un fel de, cum să zic așa, un lucru pe gratis, da, un fel de voluntariat. Spune-mi, dacă vine cineva într-o zi la tine și îți propune un rol într-o telenovelă, ai accepta? Un serial românesc, de exemplu. Românii fac. Cum să zic, dacă mi-ar veni să-mi zic chestia asta, cred că ar trebui să mă gândesc foarte mult, pentru că sunt foarte tare legat de ceea ce fac aici. Sunt foarte prins și dacă va trebui să mă duc, de exemplu, în România să mă filmez într-o telenovelă, ar trebui să renunț la mult, la multe lucruri de aici, la teatru, ziceam, la academie, la școală și după care să merg acolo să... să mă implic în acea telenovelă. Nu știu, acum să, pentru asta am nevoie de timp să le pun pe policioară pe toate, cu toate că la mine, cum ziceam, că nu sunt pe policioară, dar evident că mi-ar plăcea să vină cineva să-mi propună o asemenea propunere, da. Așa. Acum am un mic joculeț pentru tine. Se da, vă rog. Back to back. Ne vom întoarce spate în spate. Îți voi spune un cuvânt și tu va trebui să răspunzi la acel cuvânt cu un alt cuvânt care îți vine ție în minte, o asociere. Deci, Alexandru, fii atent, primul cuvânt. Scenă. Și eu trebuie să răspund cu un alt cuvânt, da? Da, da. Cu ce asociezi tu? Scenă cu actor. Așa, următorul cuvânt este actor. Actor. Teatru. Bani. Portmoneu. Iubire. Suflet. Dușman. Dușman. Invidie. Alcool. Ruinare. Moldova. Vise. Film. Cameră. Familie. Iubire. Titanic. Navă. Ok, foarte bine. Dacă tot am vorbit de Titanic, ne-am adus aminte de film. Cine crezi că ia Oscarul anul ăsta, dacă te-ai uitat la filme? N-am reușit să le văd pe toate, dar... Din ce ai văzut? La cel mai bun film? Da, este Joker. Care mi-a plăcut extrem de mult și nu mai țin minte câte nominalizări are, dar are foarte multe. Deci Joachim Phoenix este un actor excepțional, geniu, după părerea mea, care îmi place foarte mult. Eu cred că el va lua Oscarul pentru cel mai bun actor. Pentru cel mai bun actor, da. Dar cel mai bun film? Cel mai... Poate să ia și pentru cel mai bun film posibil. Nu știu posibil. Dacă este nominalizat. Este la toate categoriile. N-am reușit, din păcate, să văd foarte multe filme din cele nominalizate, dar vă promit că am să mă uit și după care am să pot să vorbesc mai pe larg, pentru că din lipsă de timp, da, dar ăsta știu că l-am văzut la sigur la cinematograf și mi-a plăcut extrem de mult, da. Apropo, tu ai, de exemplu, acest actor, Joaquin, el a trebuit să slăbească vreo 20 de kilograme da. Pentru rolul și știi ăsta. De unde știu, nu știam de chestia asta, dar mi-a zis Petra, care s-a informat pe el internet și mi-a zis, de fapt ea nevăzând filmul, pentru că am zis că încă nu e vârsta ta să vizionezi acest film, de zice, tate, vreau să zic ceva, acest actor a slăbit cu vreo 20 și ceva de kilograme pentru acest personaj, evident, da. Și am vrut să te întreb, tu ai îndrăznit sau dacă ai fi provocat pentru un astfel de rol să te îngrași 20 de kilograme? Să mă îngraș. Tu n-ai nevoie să slăbești. N-am nevoie să slăbesc, dar vreau să vă zic că eu am fost o perioadă mai gras, am avut 106 kilograme. Aoleu! N-o să mă credeți, da. Și există poze din acea perioadă? Da, există, nu pe Facebook, acolo nu o să le găsiți. Le-am eu așa în privat. Și am slăbit până la 73 de kilograme. Deci am făcut un efort enorm de mare, da, și am slăbit, în sensul că
Prin experiență de genul ăsta am trecut și pot. În cazul în care vine cineva de la Hollywood să-mi zică, uite că tu trebuie să-l joci pe ăla, dar trebuie să fii un pic mai gras sau un pic mai slab, am metodele mele cum aș putea să slăbesc sau să mă îngraș. Da, apropo, chiar îmi place subiectul ăsta. Ai slăbit, te-a ajutat cineva? Nu m-a ajutat nimeni. Singur? Ce ai făcut? Ce am făcut? Deci am scos în primul rând de tot ce ține de făinoase, pâine, aluat, plăcinte, paste, toate astea le-am omis. Am început să fac sport mult, făceam în not, mergeam la sală, cum și merg, de fapt cu notul acum un pic am lăsat-o mai moale. Dar atunci știu că și aici, nu departe de unde stăm noi, este un lac și în jurul lacului alergam în fiecare dimineață, făceam jogging și uite că prin felul ăsta am încercat cumva singur pe mine să mă ajut să slăbesc, da. Eu 30 și ceva de kilograme am slăbit, da. Eu nu pot decât să te felicit, bravo. Mersi, adică mulțumesc. Mulți, foarte mulți spun că ei nu pot să slăbești, caută scuze. Tu ai reușit singur. Nu știu dacă știi, era pe Facebook-ul așa ceva, un an în urmă, pare mi se o chestie că 10 ani în urmă și deci cum arătai 10 ani în urmă și acum. Și am pus poza, o poză cu mine cum arătam eu un pic mai mult de 10 ani în urmă și prietenilor nu le venea să creadă că ăla eram eu, da. Felicitări, adică bravo. Schimbarea într-un fel a fost, da. Acum mai am un mic joc pentru tine, un test de imaginație, așa. E ca un fel de vrei să fii milionar cu variante de răspuns. Tu o să alegi varianta corectă pentru tine, niște situații. Așa, tensiune foarte mare. Da. Imaginează-ți că fiind pe scenă, ți se face rău. Simți că o să leșini, că o să vomiți ceva. Ce faci? A. Rămâi pe scenă, orice ar fi, preferi să cazi acolo. B. Te retragi fără să spui nimic, pur și simplu ieși din scenă, mergi în culise. Sau C. Întrerupi spectacolul, îți ceri scuze de la spectatori și spui că nu poți continua pentru că ți este rău. Doar scurt, vreau să povestesc repede un scurt fragment care s-a întâmplat cu mine exact la această temă. Așa. În timpul unui spectacol, trebuie să mănânc, spectacolul se numește Pomul Vieții, care se joacă la Teatrul Național Mihai Eminescu și acolo trebuie să mănânc șuncă. Șuncă fără pâine, așa zice personajul meu, că eu mănânc șuncă fără pâine. Și la un moment dat, doamna de la recuzită n-a găsit șuncă și a cumpărat slănină. Da, și eu trebuia să mănânc slănină în timp. Eu iau bucata aia de zic șuncă și zic spectatorilor, cumva îi mint, mănânc șuncă fără pâine, dar văd că e slănină. Așa. Și fără pâine, evident, trebuie să... Și îmi pun o felie în gură și deci vorbesc cu colegul meu, adică avem dialog și văd că nu mai merge. Gata, zic, dacă o înghit, vomit. Și la un moment dat nu mai zic ce să fac, să fug în culise repede, să vomit sau să vin înapoi, nu știam. Deci era așa o situație și la un moment dat, dar zic nu pot să las scena pentru că e dialog. Și la un moment dat am scos din gură slănina, am pus-o în buzunar și am zis că am să o mănânc acasă. Deci evident v-am răspuns, am rămas pe scenă, n-am fugit și nu ne-am cerut iertare de la nimeni. Așa, următoarea întrebare. Fiica ta este adolescentă, așa, vârsta... Are 10 ani. Da, încă nu. Dar da. Imaginează-ți că peste vreo 2-3 ani vine la tine și îți spune că vrea să devină emo. Știi cultul ăla? Se îmbracă negru, se machiază cu negru, ascultă o muzică așa mai ciudată. Așa. Da. Ce faci tu? Îi spui că nu îi permiți să iasă cu prietenii, varianta B. O ajuți să se machieze în stilul caracteristic și C. Aștept și sper să-i treacă dorința asta. Cred că varianta B. Așa. Da. Ajut să se machieze. Ajut să se machieze, de ce nu? Sigur, dacă i-ar plăcea, înseamnă așa. Că fiecare trebuie să... Dacă vrea să treacă prin chestia asta, de ce nu? Nu sunt eu genul de om să-i opresc ceva. Așa. Doar dacă nu o deranjează foarte tare sau nu e ceva dăunător. Așa, bine. Asta este, da. Tot despre fiica ta. Imaginează-ți că la 18 ani vine la tine și îți cere 100.000 de lei. Pentru o mică afacere. A. Îi dai banii. B. Îi spui că trebuie să se descurce singură. Și C. Îi ceri business planul și dacă crezi că are șanse, îi propui să deveniți parteneri și îi dai banii. Cred că dacă ar cere 100.000 de lei,
bănuiesc că business-ul ei ar fi doar o vioară, să-și cumpere o vioară foarte bună. Asta este părerea mea și cred că aș găsi acei bani și i-aș da pentru, pentru fundamentul ei. Așa, de ce-i dai bani? Da. Și o ultimă întrebare, asta e groaznic, Doamne, Doamne ferește, s-a întâmplat să uiți că e ziua soției tale. Cum ești în situație? A. Îi ceri scuze pur și simplu și îi spui că nu se va mai repeta. B. Îi promiți că speli vasele doar tu o lună. Și C. Îi spui că poți să îi îndeplinești oricum orice dorință. Da, îmi place varianta B. B. Deci să speli vasele. O să accepte, crezi? Ideea că, da, în primul rând, chestia asta nu poate să se întâmple. La nimeni, cred că. Nu poate să se întâmple. Știu persoane care mi-au povestit că au uitat că astăzi și-au adus aminte că este ziua lor de naștere. Chiar da. Asta e trist. Da. Zici, aoleu, dar 2-3 zile în urmă a fost ziua mea și eu am uitat de asta, dar când e vorba de soție, cred că nu se uită chestii de genul ăsta. Dar ca să iasă așa într-o manieră mai comică, mi-a plăcut chestia asta cu spălatul vaselor și cred că așa alegi varianta asta. Dar ziceam, nu, chestii de genul ăsta nu pot să se întâmple. Așa, foarte bine. Înseamnă că ești un partener bun. Unii mai pot uita, Doamne ferește. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru interviu. Sper că te-ai simțit bine la noi. Foarte bine. Te mai invităm. Mi-a plăcut foarte mult provocările tale, așa că mai aștept. Am încercat. Atunci te mai invităm și mă gândesc la provocări noi. Mersi mult. Vă mulțumesc foarte mult și vouă pentru atenție și ne revedem săptămâna viitoare.